O noapte prea sfințită, cânta corul și a fost, dragii mei, noaptea care a schimbat istoria. Mă gândeam aici, stând pe bancă, dacă mi s-ar naște un copil, oare pe cine aș anunța prima dată? Vedeți, dumneavoastră, dacă avem prieteni, poate mai bogați, poate mai cu influență, dacă avem neamuri cu care ne înțelegem foarte bine, parcă lor le-am trimite primul SMS, parcă i-am sunat pe primii pe ei. Și totuși Dumnezeu, când s-a născut Fiul Lui, a zis, când mă uit peste tot Israelul, parcă vreau să-i anunț prima dată pe păstori. Tare mult mi-a plăcut cum au cântat corul, mă gândeam dacă mâine ar trebui să mergem la Muncelu și să luăm corul cu noi, să mergem la 3 păstori să le cântăm. Oare câți ați veni? Ce frate, dar n-ai pe alții, noi suntem ocupați mâine seară. Pentru că, dragii mei, noi de multe ori ne uităm la ceea ce se vede, dar Dumnezeu a zis, și am întrebat aici pe bancă, oare cât timp a făcut corul din ce repetiție pentru a cânta la 3-4 păstori, câți ori fi fost ei acolo? La acei oameni simpli. Nu știu cât au făcut repetiție, însă știu că Dumnezeu le-a zis să mergeți și ei au mers. Vedeți, noi astăzi spunea o altă cântare de cor și chiar în iesle el, e Dumnezeu. Problema care o face lumea la momentul de față este de a diminua însemnătatea nașterii Mântuitorului și de a face din acel bebelaș un simplu copil. Și dacă se poate să se întâmple cum s-a întâmplat într-o familie când era o zi de naștere, ori pus gecile peste copil și a murit copilul și când a zis aduceți-l și pe copil să se bucure, l-a dus mort. Și cam asta e sensul sărbătorii pentru cei din lume. Copilul cât mai în spate și tradiția și toate celelalte lucruri în față. Dar au spus cântarea, nu uitați, și chiar în iesle, El e Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, frate și surori, din păcate, din nefericire, primirea care i-am făcut-o lui Iisus n-a fost o primire care i-ar face, de exemplu, un împărat, unui alt împărat sau niște oameni la un om mare. Așa ar fi trebuit să ne comportăm dacă s-a coborât cerul să ne caute, să ne viziteze. Ar fi trebuit să fim preocupați de asta, dar nu, oamenii erau preocupați de altceva. Și vreau să vă spun în aceste câteva minute cum l-am primit pe Iisus. În contrast cu ceea ce ne-a adus El. Cum l-am primit noi pe Iisus față de ceea ce ne-a adus El. Și în primul rând vreau să vă spun că l-am primit pe Iisus cu o ușă închisă. L-am primit pe Iisus cu o ușă închisă și spune aici pentru că în casă de poposire nu mai era loc pentru ei. Acum imaginați-vă și gândiți-vă la noi ca și bărbați când soția noastră trebuie să nască, nimeni nu zice mă duc în concediu că naște soția, lasă că rezolvă ea cumva, se ocupă păstorul, comitetul, nu. Toți suntem niște bărbați responsabili, nu? Și mă gândesc la Iosif călătorind acel drum aproximativ 130 de kilometri, spun istoricii, spre Betleem. Probabil pe un asin mergea Maria, probabil că el a mers pe jos. Și probabil s-a gândit Iosif în felul următor, măi, dacă la mine a venit îngerul și a venit îngerul și la Maria, cu siguranță Dumnezeu s-a ocupat și de restul lucrurilor și la prima casă, la prima ușă la care voi bate, o să zică poftiți, mi-a spus un înger că veți veni. Și totuși, dragii mei, Biblia spune că nu a fost așa. Pentru că, dragii mei, în acele momente, la fel ca și astăzi, omenirea a avut o ușă închisă pentru Dumnezeu. Și o să vă spun de ce. Știți de ce? Pentru că în spatele unei uși închise, fără Dumnezeu și fără Iisus, poți face ce vrei. În spatele unei uși închise urmărești ce filme vrei. În spatele unei uși închise te culci seara, nu cu Biblia lângă tine, te culci cu, poate, uitându-te la o telenovelă. Mai ales că de sărbători am înțeles, eu n-am televizor, dar așa am înțeles că se bagă cele mai interesante filme, pentru că diavolul asta spune, vreau să captez atenția cu totul spre altceva. Și-a zis, Angie, n-am nevoie de voi aici. Deja ne-am pus la masă, jucăm niște cărți, am cumpărat cele mai bune vinuri. Era, dragii mei, un prilej pentru cei de acolo să profite, să facă cât mai mulți bani. Era un eveniment unic într-o generație, probabil, când acești oameni veneau să se înscrie, se cheltuiau o mulțime de bani. Și o zis Angie-ul ăsta, n-am nevoie de voi aici. Deja e plin, nu mai am locuri. Dragii mei, câte lucruri mizerabile nu se poate face în spatele unei uși închise unde Dumnezeu, prin Iisus Hristos, n-are acces. Mulți nu vor ca Iisus să-i deranjeze și încă îl țin afară. Și spunea Dumnezeu unei biserici din Apocalipsa, voi mergeți bine, cântați frumos,
fanfară, cor, orchestră, totul merge perfect. Singura problemă e că eu sunt la ușă. Parcă ca și atunci, pe vremuri cu Hangiu. Dragii mei, m-aș fi dorit să fi știut cântarea aceasta, Hangiu, și să fi cântat. Oare la ușă cine-i? Și ce o fi așteptând? Dar nu cred că asculta cântarea atunci, cred că erau alte cântări la mod atunci și probabil că o preferat altele. Mă gândesc la gadareni, la cam la fel l-au primit pe Iisus gadareni, tot cu o ușă închisă. O venit Iisus, o făcut liniște în satul acela, dacă până atunci copiii oculeau cimitirul, dacă până atunci părinții își puneau, nu cumva să mereți pe acolo, să vă luați locuri de joacă pe lângă cimitir. Dintr-o dată Iisus Hristos vine și vindecă pe cel demonizat, le liberează. Și vreau să vă spun că m-aș fi așteptat ca părinții să zică, Doamne, hai și în casa mea, că avem și noi, cazurile noastre în case. Nu zi ei până în cimitire, dar uneori stau până la două noaptea pe site-uri murdare. Nu zi ei în cimitire, dar dacă le te uiți și vezi ce SMS-uri au, nu-ți vine să le faci nuntă în ziua nunții. Nu zi ei prin cimitire, dar Doamne, aș vrea să vii și în casa noastră, puteau să zică gadarenii. Dar au zis gadarenii, Doamne, te rugăm, avem o rugăciune. Și ne rugăm în comun, au zis gadarenii. Și rugăciunea noastră spune, Doamne, ieși afară de aici. Pentru că ușa casei noastre e închisă pentru tine. Cam așa l-am primit pe Iisus. În al doilea rând, vreau să vă spun că l-am primit pe Iisus, dragii mei, știți cum? Cu miros de grajd. L-am primit pe Iisus în al doilea rând cu miros de grajd. Și poate i-ați acuzat pe Iosif și Maria, mă, dacă tot nu s-au deschis Hangiu, de ce n-ai mai încercat la câteva case? Dacă prima ușă ți s-a închis, de ce ai mers în grajd? Cum poți fi așa irresponsabil? Nu-i mai acuzați pe Iosif și Maria. Uitați-vă la noi astăzi. Și vreau să vă spun, dragii mei, că mirosul de grajd nu e altceva decât mirosul păcatului. Asta e simbolul acelui grajd, asta e simbolul acelui mizerii de acolo. Pentru că omenirea în ziua de astăzi cam asta face. Uitați-vă că de sărbători spline magazinele pentru că oamenii zic un Armani și niște papuși de la Leonardo nu strică. Niște Chanel și în spate, știți ce este? Păcat. Dar oamenii zic, ce mă bucur că te văd, cum sunteți, totul e bine. Și de fațadă, dragii mei, vrem să miroase frumos. Dar vreau să spun ceva, cu orice parfum dăm peste păcat, nu miroase frumos. Mă gândesc la jertfele din Vechiul Testament. O spus Dumnezeu la un moment dat și eu nu mai citesc pentru că asta știți pasajele acelea. Aduceți-mi oameni buni jertfe de bun. Pentru că prea mult miros păcat, minciună, adulter. Prea mult miros înjurături, prea mult miros blesteme. Mai faceți câte o pauză să mai vină de pe tera și niște mirosuri plăcute. Dragii mei, frate și surori, mă gândesc la David și deschidem Psalmul 51. Să vedeți omul acesta cum a mers într-o zi în fața lui Dumnezeu. Spune în 51:2. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de... Acum vreau să vă întreb, credeți că un om ca și David se îmbrăca murdar? Credeți că un om ca și David se îmbrăca cu lucruri de la second? Nu cred. Eu cred că în momentul când omul acesta mergea pe străzi, oamenii se aplecau înaintea lui în semn de recunoștință, în semn de respect. Dacă ar fi fost să întrebi oricare din Israel, ce părere ai despre David? Extraordinar! Dar oamenii vreau să vă spun ceva, și-o dat seama David într-o zi, când viața lui există păcat. Și-o zis David și spune mai târziu în versetul 7, uitați cum spune, Psalmul 51:7, curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Într-o zi David s-a uitat în oglindă și a început să miroase, Doamne, miroase ceva la mine. S-a uitat, era curat, dar a spus, Doamne, dinăuntru vine mirosul păcatului și aș vrea să mă curățești. Frați și surori, dragi prieteni, am întâlnit atâția oameni care au spus, și poate sunt aici oameni care spun, timpul rezolvă păcatul, nu e adevărat. Timpul nu rezolvă păcatul. Alții spun, eu, știi cum îs, de sărbători, eu dau bani la orfan, la văduve, adevărat mai înjur, eu mai mă scap și cu o minciună, dar acum Dumnezeu se uită la banii mei, n-are Dumnezeu de banii tăi. Decât atunci când ești pocăit, atunci Dumnezeu are nevoie de jertfa ta. În rest, n-are nevoie. Pentru că, dragii mei, uitați-vă la un hoț care e prins și dus în fața tribunalului. Dacă hoțul zice, ăia 5.000 de euro care i-am furat, am vrut să dau la o văduvă, îi iertat hoțul? Nu iertat. Pentru că toate faptele bune ale noastre nu vor putea răscumpăra păcatul nostru. L-am primit pe Iisus cu miros de grajd. Trec mai departe, spunându-vă că l-am mai primit cumva pe Iisus. Știți cum? Cu săbile ascuțite. L-am primit pe Iisus Hristos cu săbile ascuțite. O zis Irod, spuneți-i că vin și eu la închinare. Numai că Irod, dacă vine, trebuie să se pună singur pe bancă, că avea numai săbii lângă el.
Au zis, spuneți-i că așa, cum așa vin unii la închinare, cu duh de ceartă, să vadă ce ar mai putea spune astăzi. Și-o găsit negativ astăzi. Dragii mei, vreau să vă spun că ura a fost prezentă de la început în Biblie. Au văzut la un moment dat Cain că Abel merge bucuros de la adunare, pentru că Dumnezeu a primit jertfa. Și-o zis Cain, nu zis, putea zică Cain, mă, hai să mă pocăiesc. Nu. O zis Cain, mai bine să rămân eu singur nepocăit aici în zonă. Mai bine. Și cam ăsta e ultimul nivel la care poate ajunge o țară, când își omoară sfinții din ea. Și când nu mai pune pres pe lucrurile sfinte. Și ura, dragii mei, continuă și la un moment dat Esau îi spune lui Iacov, las că pleacă fanfara de la mormântare, vorbesc în termenii noștri. Pleacă păstorul și ne socotim noi și vedem noi ce-i cu binecuvântarea. 3 zilele de jale. Și o să ne facem noi calculele unul față de altul. Ură! Mai târziu David, dragii mei, într-un psalm spune, Doamne, vezi cu ce ură mă împresoară vrăjmașii mei. Și ura aceasta, dragii mei, trece și ajunge în ziua lui Irod, când îi se spune, vezi că ai un concurent. Vezi că cineva își depune CV-ul pentru un împărat. Și-a zis, Irod, am nevoie de concurenți. Vreau să mă închin și eu, și spune istoria, că undeva între 15 și 20 de copii au murit în Betleem în acea vreme. Spune în Matei, Rahela își plângea copiii și nu dorea să fie mângâiat. Dragii mei, din păcate, cam așa l-am primit și îl primim și noi pe Iisus astăzi. Cu ură, cu ceartă, cu război. Mă gândesc la copiii nevinovați care au murit în România, 19 milioane de copii. Ne-am ucis o țară întreagă în 20 și ceva de ani. Mă gândesc la cei 50 de milioane de copii care au fost omorâți de femeile din America, care se numesc creștine și care plătesc avorturile cu bani pe care scrie In God We Trust, în Dumnezeu credem. Mă gândesc, dragii mei, că trăim într-o lume în care toată ziua auzim ceartă, în care toată ziua auzim ură, în care toată ziua vedem concurență și cam așa l-am primit și îl primim și noi pe Iisus astăzi, cu săbile ascuțite. Păi trec mai departe spunându-vă, știți cum l-am mai primit pe Iisus? L-am primit pe Iisus cu întuneric. Cu întuneric. Scrieți cu mine în Isaia 9 cu 12, Isaia 9, versetul 1 și 2, spune aici, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. A fost o vreme când acest întuneric a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali. Și vreau să vă spun că întunericul se înmulțește în ziua de astăzi. Știți din ce cauză? Nu că nu mai sunt creștini, așa declarați creștini, că 98%, spuneam azi la căminul de bătrâni, 98% dintre oameni s-au declarat creștini. Și bisericile zgoale, la sărbători nu zgoale, dar în general se cangolesc, și barurile spline. Închisorile spline. În Arad nu mai este loc la penitenciare, în Timișoara nu mai este loc la penitenciare. Pentru că, dragii mei, domnește întunericul tot mai mult. Cel mai groasnic e când omul se obișnuiește cu întunericul ca și liliacul. Cel mai groasnic. Liliacul când vede lumina nu se simte bine. Dragii mei, spunea la un moment dat într-un pasaj din Biblie, într-un psalm, că întunericul se înmulțește și scând, când oamenii neprihăniți se răresc. Când oamenii neprihăniți se răresc, atunci se înmulțește întunericul. Frații și surori, mă gândesc la tineri. Spunea cineva atât de frumos și atât de mult îmi place lucrul acesta. A spus cineva, cum să deosebesc păcatul, frate? Cum aș putea deosebi păcatul? Și a spus cineva, ce nu poți face la lumină? Și poți face numai la întuneric, că ăla e păcat. Și tare mult le plac la unii întunericul. Tare mult, zice, mă, la ora, tati, dacă ajung la 1-2 acasă, e bine? Dar ce poți să faci pe stradă după ora 10? Citești Biblia la telegraf, la stâlpul de telegraf? Sau cânți o cântare cu prietenii undeva la ora 1? Nu cred. Dar oamenii deja iubesc întunericul și tot mai mulți iubesc întunericul. Pentru că, dragii mei, cam ce-a fost atunci, cam așa e și în ziua de astăzi. Uitați-vă, peste o perioadă de 400 de ani, Dumnezeu nu mai vorbește, nu mai erau vase de lucru, nu mai erau vedenii, nu mai erau prorocii. Erau pe aici și pe acolo câțiva oameni sfinți, un Simeon, o Ana. Dragii mei, cam așa l-am primit noi pe Iisus. Tragic, groasnic. Nu mi-aș dori ca copilul meu să fie primit așa, un orice matern din România asta. Nu mi-aș dori ca să se întâmple lucrul acesta cu careva dintre noi. Și totuși, noi așa l-am primit pe Fiul lui Dumnezeu. Însă vreau să vă merg mai departe și să insist pe punctele pozitive, să vedeți cine a adus El. Noi l-am primit pe Iisus cu o ușă închisă, știți cine a adus El și cum a venit El în lumea noastră? Ne-a adus o ușă largă deschisă spre mântuire. Faceți o probă, dacă nu mă credeți, să vedeți, să vină vecinul de noastră la voi,
Îi deschideți ușa, altfel luptați, apoi o închideți în față. Și apoi mergeți a doua zi la vecinul să vedeți dacă vă primește cu suc și prăjitură. Nu cred. Nici măcar din punct de vedere omenesc nu există acest lucru. Să, tu să-l primești cu ușa închisă și el să zică, la mine poți să vii oricând, nu. Și totuși, dragii mei, Dumnezeu asta a făcut și spune în Apocalipsa 3:8 unei biserici, ți-am pus înainte o ușă deschisă și o mulțumesc Domnului că încă mai e ușa deschisă la noi la adunare. Am venit la 4 fără 5 la adunare și era ușa, m-am gândit, Doamne, ce har, ce har. Eram într-o biserică de la țară unde s-a pus praful pe orgă, unde s-a pus praful pe instrumente și mi-am dat seama ce tragic e când ușile se închid, când toți pleacă. O spus cineva de lângă gura, un scris, te implor, mai vină pe la noi, că mai suntem 2 bărbați și 4 femei bătrâne în biserică. Și am zis, Doamne, cât de mare e harul Tău, că Tu încă mai ții ușa deschisă pentru noi. Și dacă ești astăzi aici, ascultă-mă bine, Iisus putea să se răspătească ție la fel și mie la fel. Pentru că noi așa l-am primit cu o ușă închisă, dar au zis, eu nu fac ca și voi oamenii. Dacă v-am spus din cer că vă iubesc, eu vreau să vă dovedesc asta și aveți ușa deschisă spre mântuire. Acum, dragii mei, știți care e problema la noi? Că noi nu, deci dacă Dumnezeu ne deschide nouă ușa, noi în loc să luăm așa cu goană, să luăm avânt, să mergem până lângă tron, știți ce spun pocăiți, mă, ce mai mulți? Frate, cât trebuie să fac minimul ca să ajung după ușa în cer? Ajungi un capitol din Biblie. Cam așa mai întreabă unii dintre tineri, dintre frați din ziua de astăzi. Ajungi, dacă citești un capitol, ajungi. E ca și cum mi-a spune soției mele, auzi, dragă, dacă stau cu tine jumătate de oră pe zi sau 5 minute, cât durează un capitol? 10 minute să spunem că citești un capitol. Divorțezi sau totuși mă accepți? Adică cât e minimul ca să nu divorțăm? Cam asta e, dragii mei, și noi am vrea să diminuăm relația cu Iisus Hristos la minimum. Dacă mă rog o dată pe săptămână cu familia, e suficient? Dacă vin numai duminică seara la biserică, ce coincidență e, tot seara astăzi, nu? Sărbătoare. Dacă vin numai de sărbători sau de pașoare, e suficient? Dragii mei, Dumnezeu a spus, vă dau înainte o ușă deschisă. Haideți să nu mai dorim să fim după ușă, încerc că nu mai este loc acolo, că e plin deja acolo, știți, nu? E plin! Eu dacă Dumnezeu mi-a deschis ușa, vreau să ajung până în fața tronului, să mă proșter înaintea Lui și spun, Doamne, îți mulțumesc! Că dacă Te-am primit cu ușa închisă, Tu nu mai ai răspuns la fel. Mi-ai deschis ușa și astăzi, dragii mei, stăm în fața unui Dumnezeu care încă are milă și har pentru noi. Ascultați-mă, cea mai groasnică zi din univers. Nu-i ziua când scade pensia. Nu-i ziua când scade alocația. Nu-i ziua când ni se oprește curentul. Nu! Cea mai groasnică zi va fi ziua când Dumnezeu va spune, astăzi închid ușa. Și ar trebui să tremur la aceste cuvinte. Ar trebui să spui, Doamne, nu mai amân. Dacă astăzi n-ai intrat încă pe această ușă a mântuirii, te invit să o faci. Pentru că dincolo de ușă, dragii mei, este un Dumnezeu care ne așteaptă cu brațele deschise. Slăvit să fie numele Lui! Glorificat să fie numele Lui! În al doilea rând, L-am primit cu miros de graști. Dar ascultați-mă bine, îi dau slavă, că El ne-a dus miros de cer. Poți să spuneți, frate Cristi, de unde ai scos asta din Biblie? Chiar pretinzi că știi cum miroase în cer? Nu știu cum miroase în cer. Dar știu cum miroase într-o casă curată și știu cum miroase într-un graș. Și dacă știu că în cer nu-i păcat, dacă știu că în cer nu-i fățărnicie, nici minciună, dacă știu că în cer, dragii mei, nu e întuneric, nu e nimica, știți ce spun? Că în cer miroase frumos. Ascultați în Apocalipsa 19:14 ce frumos e în cer. Oștile din cer îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire alb și curat. Alb și curat. Și acum pentru noi un avertisment spune acolo la un moment dat un verset, că trebuie ca hainele noastre să fie fără pată și fără, deci nici măcar cută să nu avem. Ca și cum ar trebui să mergi toată ziua cu atenție, să nu spătezi haina. Să păstrezi, dragii mei, și să păstrăm mirosul ăsta de cer. Și acum am o întrebare pentru dumneavoastră. Credeți că Dumnezeu ia pe cineva din miros de țigară? Ia pe cineva din miros de băutură? Ia pe cineva din cine mai știe ce mirosuri și îl mută într-un cer unde miroase frumos? Nu cred asta. Pentru aia vreau să vă pun o întrebare la dumneavoastră acasă. Miroase a cer?
Probabil că am mai spus aici, dar dați-mi voie să repet această mărturie. E o mărturie care o port cu mine în inimă. Am vizitat o familie din județul Arad la un moment dat. Trebuia să duc o plasă cu anumite alimente, o soră văduvă cu 7 copii. Și fratele care mi-a dat banii să iau acele alimente a spus: Cristi, du-te tu ca să nu se știe că eu am mers. Și m-am dus la ei acasă și mă gândeam ce urât va mirosi la ei acasă. Știam că e pământ pe jos, știam că plouă prin acoperiș în cel puțin 2 din camere. Știam asta. Cunoșteam familia aia de mulți ani. Știam că au lucruri vechi. Frigiderul de-abia mergea. Eu nu știu dacă aveau o mașină de spălat. Noroi în curte. Tragic. Când un bărbat pleacă și rămâne o soție cu 7 copii, n-are cum să fie ușor, nu? Și am zis: Doamne, oare cât ar trebui să fie minimul ca să las pachetul și să fug? Ca să nu miros prea mult, știți? Că așa suntem noi. Dumnezeu vrea să-mi dea o lecție în acea zi și am înțeles acea lecție într-un mod profund. Am intrat în bucătărie și nu i-am găsit în bucătărie și m-am uitat pe geamul, pe ușa care avea un geam spre cameră. Nu i-am găsit nici pe net, nu i-am găsit nici pe Delta Force, nu i-am găsit nici pe Facebook. Știți unde i-am găsit? Stăteau copiii unul lângă altul pe pat, erau ridicați de vreo 3-4 minute pe genunchi. Și la ei pe genunchi erau urme de pământ. Mama avea Biblia deschisă pe masă la un anumit psalm și am zis: Doamne, ce frumos! Am dus în mașină și am început să plâng. Până acasă m-am rugat și am spus: Doamne, te rog să mă ierți, că am crezut că miroase urât în casa asta. Dar în casa asta mirosea cer. Dragii mei, oare când vine cineva la noi neanunțat, cum ne găsește? Ce stai să aducă Biblia că vine păstorul. Stai să pun arfa de cântări până vine comitetul. Dar Dumnezeu știe că vine în fiecare zi. Nu-l mai ține numai în living. Du-l pe Dumnezeu oriunde în casă și dă-i, lasă-l să se simte frumos. Dar pentru asta, dragii mei, trebuie să facem curat la noi în casă. Știți că spune în 2 Corinteni 2 cu 15 că noi trebuie să mirosim acer de aici, de pe pământ? Știți că spune asta? Ce Pavel, la un moment dat, voi sunteți niște miresme ale lui Hristos. Deci un pocăit, oriunde va merge, va mirosi frumos. Nu din cauza parfumului cu care s-a dat, ci din cauza că e mântuit. Și lasă în urmă miros de cer. Și am întâlnit oameni din ăștia. Am fost în biserică unde erau câțiva oameni, așa de mult erau iubiți de popor. Unde se puneau ei, se umpleau prima dată băncile. Unde se puneau ei, prima dată, acolo se puneau frații. Pentru că o zis, mă, omul ăsta tot timpul are un cuvânt de încurajare. Tot timpul omul ăsta are un cuvânt de ridicare. Tot timpul omul ăsta are, parcă miroase ceva frumos după el, miroase cer. Dragii mei, cu ce dați acasă ca să miroase frumos? Vedeți, în ziua de astăzi s-au reinventat și există pulverizatoare în real, nu scumpe și miroase frumos. Există parfum de mașină care poți să-l folosești și în cameră și în casă. Și miroase frumos și nu e un păcat asta, nu e o problemă asta. Dar dacă nu mai ai miroase în casa ta, e tragic. Dacă nu mai ai miroase în casa mea, e tragic. N-ai vrea să începi să deschizi Biblia mai des în familie? Apropo de Biblie, știți că noi luăm hotărârea la fiecare început de an: Doamne, citesc Biblia anul ăsta. Și am ajuns la concluzia că cea mai citită carte din Biblie e Genesa. Înțelegeți? Pentru că nu prea biruim mai mult. Aș vrea la Levitic: Doamne, ai milă că-s prea mulți aici înșirați. Parcă la Deuteronom e deja foarte greu. Doamne, parcă mai bine să verific un status, cum îmi stă poza aia lângă o mașină faină, nu? Tinerii. Mă aud tinerii, da? Frații și surori, dragi tineri, haideți să încercăm să facem cumva, să lăsăm în casa noastră miros de cer. E tragic să ajung ca și lucrător prin familie, să ajungi în familie unde să spună: și am pățit caz din ăsta, o satele meu nu se roagă cu noi niciodată. La noi în casă noi nu avem rugăciune, noi avem numai ceartă, noi la noi în casă mama bârfă, nu? Eu cred că undeva, dragii mei, în orice casă vom intra ca și lucrători. Nu-mi doresc altceva decât să găsim miros de cer. N-ai cum să miroase frumos și copilul să-ți rămână în biserică dacă la tine în casă nu miroase frumos. Dar dacă miroase frumos, dacă sunt lacrimi, sunt cântări, nu toată ziua Winapu, toată ziua Media Player, toată ziua casetofonul, pantalonele nu primim răsplată. Primim răsplată dacă noi ne vom deschide vocile și vom lăuda pe Dumnezeu. Că merită asta! Frații și surori, trec mai departe spunându-vă că l-am primit pe Iisus cu săbile ascuțite și totuși știți ce ne-a dus El? Pace! Pace! Acum gândiți-vă că dacă între noi, ca și pământ și cer, era război, că oricum era război, putem spune asta, da? Că ne-am întors față de la Dumnezeu, n-am vrut să mai vedem pe Dumnezeu. Și noi ar fi trebuit să capitulăm, dar au zis Dumnezeu: renunț eu! Sunt primul care pun armele jos ca să vă cuceresc.
Și a trimis corul pe câmpia Betleemului. Și știi ce a spus corul acela? Slavă pe pământ, slavă sus în cer, în locurile prea înalte și ce aveți nevoie aici jos voi? Pace. Pentru că e prea multe ure, prea multe concurență. Dragii mei, am ajuns la concluzia că cea mai mare tragedie e ca din tot universul să îl ai dușman pe Dumnezeu și prieten pe diavol. Când Dumnezeu a zis exact invers, eu vreau să vă despărțiți de diavol și vreau să vă fac acest prieten cu mine. Iisus a venit să ne aducă împăcare, de fapt, dați-mi voie să citești certificatul lui de naștere, că tot e ziua în care ne amintim de nașterea Domnului Iisus, Isaia 9:6. Când am avut primul copil, tot mă gândeam să-i punem două nume pe lângă cel de familia și soția, au zis, ajunge unul. Și uitați ce scrie aici, nu unul, un nume, nu doi, nu două nume, uitați câte nume frumoase. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Și ascultați acum ce nume frumoase. Îl vor numi minunat. Și acum vreau să te întreb, în 2013, n-a fost Dumnezeu minunat cu tine? Că dacă ar fi să mă gândesc după cât am pus la colectă sau după de câte ori m-am plecat pe genunchi, mă refer la rar, putea Dumnezeu să zică, nici nu mereți minunăția mea să ai parte de ea. Eram la Petrila la o conferință de tinereți și până în fața mea toți au pus câte un leu tineri la colectă. Și am întrebat atunci, ei nu știau la ce mă refer. Am întrebat exact când am început predica, ce vreți să fiți în viață, magi sau păstori? Și le-am spus, magi înseamnă înțelepți. Și toți au spus, vreți să fim magi, înțelepți. Și am spus, magi nu au pus un leu când sunt întâlnit cu Iisus. Magi au pus aur, smirnă și tămâie. Pentru că pocăința adevărată costă, dragii mei. Costă. Și spune aici, am minunat. Și acum, atenție, mai departe, sfetnic. Voi fi sfetnic. Duc aminte când soția mea a născut în 22 aprilie anul acesta, al doilea copil. N-am mai făcut ca la primul, să trimis SMS-uri la păstor, la comitet, că așa facem în viață de multe ori. Ne bazăm pe rugăciunile altora. Nu că e un lucru rău asta, dar nu poți să mergi o viață întreagă ca și Iacov, să te bazezi pe Avram și pe Isaac. O zis Dumnezeu către Iacov, Iacov, ar trebui să ai și tu Dumnezeul tău. Și la a doua naștere am ieșit pe hol după mai multe ore în care soția era în dureri. Și în momentul când ea a fost dusă în sala de naștere, am ieșit și m-am dus într-un colț de pe hol. Și am zis, Doamne, în Isaia 9:6, spune că ești sfetnic. Isaia 9:6, ar vrea să fii sfetnic pentru mine, nu mai trimit mesaj la nimeni astăzi. Pentru că nu pot să trăiesc o viață numai cu pocăința altuia. Vreau să am eu experiența mea cu tine. Vreau să fiu eu cel care strig. Și asta e greu la noi, să ne considerăm nenorociți. Dar spune acolo că atunci când strig la un nenorocit, Dumnezeu aude și îl scapă din toate necazurile lui. Eram acolo în colț, 22 aprilie, în colț de spital. Treceau asistentele și se ce face ăsta aici? Am început să mă rog. Și am început cu un coboară două sfânt și am început să cânt. Și în câteva minute am auzit copilul plângând din salon. Pentru că există un Dumnezeu care ne e sfetnic. Spune mai departe, Dumnezeu, ai venit cu analizele de multe ori, poate și ai spus, și poate ți-a spus pe cine vezi, ți-o trebuie pocăință. Uite-te la sănătatea ta, uite ce slabă ești. Dar tu ai ridicat ochii în sus și ai spus, Doamne, în Isaia 9:6, tu ești un Dumnezeu tare. Părintele veșnicilor, și aici am vrut să ajung, Domn al păcii. Dragii mei, eu cred că ne-am culcat și ne-am trezit în familie cu pace. Pentru că eu nu mă aștept de la fiul primarului să umble, de exemplu, ca și un vagabond. Mă aștept să fie îmbrăcat într-un costum frumos, într-o mașină frumoasă. La fel, de la un copil de Dumnezeu mă aștept, dacă pe Dumnezeu îl cheamă Domnul păcii, pe tine, copilul lui, să trăiești în pace, să te desfați în pace. Pentru aia spune Biblia, oricât v-ar costa, vă costă motorina, nu mai cânta cântarea în față cu celul cu care te-ai certat. Dacă cumva vrei să cânti o cântare singur și te-ai certat cu un din sală, o zis Dumnezeu, oprește-te, trimite bilet care să anuleze cântarea, du-te, consumă motorina și rezolvă-ți păcatul și problema. Că cel mai important, o zis Dumnezeu, e pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Domn al păcii, îmi duc aminte, anul 1916, nemții și germanii, 24 decembrie era ziua aceea, pe frontul din Belgia îi despărțeau câteva sute de metri, erau ascunși în tranșee fiecare. Se lumina de ziua de ajun, ziua de 24 decembrie și se gândeau ei, ce o să facem astăzi? O să ne omorâm ca și până acum? Și la un moment dat, în timp ce englezii își încărcau puștile și neștiau ce să facă, în tabăra germană cineva a început să cânte o colindă. A început să cânte o colindă și englezii s-au speriat și au spus, extraordinar.
și-au pus puștile jos și-au ridicat capurile peste tranșee. Și la un moment dat au văzut cum un neamț a lăsat armele jos și a început să vină spre ei cu mâinile sus. Nu ca să se predea. Au început să vină spre ei cântând și cântau cântarea Silent Night, o noapte preasfințită. Și cântau cântările acestea, colindele acestea. În acel moment, englezii au ieșit din tranșee și au mers și s-au îmbrăcișat unii pe alții. Pentru că, dragii mei, nu există altceva decât un mântuitor care ne poate uni pe toți. Un domn al păcii! Dar știți ce e tragic? Că a trecut ajunul și noaptea următoare au spus, e gata Crăciunul, e gata tot, hai să încărcăm armele și să ne facem treaba, că pentru asta am venit aici. Și am început să se omoare mai departe, pentru că știți ce înseamnă asta? Pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și rămân doar la o tradiție, doar la o colindă, doar la ceva exterior, va continua mai departe trăirea aceasta în restul anului. Numai de sărbători va fi pace. Hai să ne înțelegem frumos de sărbători, hai să vorbim frumos. Nu, nu, nu. Eu cred și pentru asta nu v-am urat sărbători fericite, pentru că eu știu că pocăiță de Deva spune în Proverbe 15:15, cel cu inima mulțumită are un ospăț. Păi cum să urez unuia să fie bucuros în 24 decembrie când el e bucuros din 1 ianuarie până în ultima zi din an? Toată ziua el e bucuros, că e cu inima mulțumită. Cei de lângă noi au nevoie de câteva sucuri, câteva prăjituri. Nu e un lucru rău. Și noi le avem. Dar la noi nu crește bucuria când avem astea. La noi rămânem la fel, constantă bucuria și la maxim, că l-avem pe Dumnezeu. Dragii mei, în ultimul rând, l-am primit pe Iisus cu întuneric. Știți ce ne-a dus El? Lumina. Lumina. Acum, eu tot mă uitam și la noi în vețel și mă uitam așa la case. Oamenii pun lumini artificiale, știți? Dar ce tragic, să fie beznă în casă și afară, înțelegeți? Din punct de vedere spiritual mă refer. Dar artificial sună fain și arată fain, nu? Uite, ne înțelegem frumos. Fragii surori, Dumnezeu nu a vrut să ne aducă ceva artificial. O zis, vă trimit cea mai naturală lumină care o am în cer, pe Fiul meu. Și oriunde a mers Iisus Hristos pe pământ, 33 de ani jumate, o lăsat în urmă numai lumină. Uitați-vă la oamenii pe care i-au ridicat. Uitați-vă la Bartimeu. Uitați-vă cum omul acesta din ziua în care e vindecat, umblă și merge cu Iisus mai departe. Și Iisus i-a spus, du-te, Bartimeu, poți să faci ce vrei, că ți-am dat vederea. Poți să-ți faci casă dacă vrei, poți să-ți iei mașină, vorbesc ca și în zilele noastre. Dar au zis, nu, dacă tu ești lumina și mi-ai dat mie lumina, eu vreau să rămân cu lumina asta toată viața. Fragi surori, mă gândesc la cei care au mers în drum spre Emaus. Au zis, Doamne, începe să se facă întuneric afară. Și uitați-vă când vedeți și peste câteva minute afară e întuneric, nu din punct de vedere al nopții acesteia fizice. E întuneric pentru că păcatul a ajuns la rang de virtute astăzi, Roman capitolul 1. Păcatul a ajuns, dacă ca și tânăr la școală nu știi o glumă, dacă tu nu ești cu ei, parcă te ești privit așa ciudat. Dragii mei, frate și surori, vreau să vă spun că Cel care ne-a dus lumina vrea să luminăm și noi. Și ascultați-mă bine, aici suntem toți ca un candelabru. Dar când ieșim afară, încât peste câteva minute, fiecare se va despărți. Și valoarea adevărată a unei lumânări, știți unde se vede? În întuneric. Deja va pune o lumânare lângă un candelabru, că nu se mai vede. E candelabru care e mare. Dar când pun o lumânare într-o peșteră, imediat se vede. Vă doresc să mergeți acasă și să luminați. Vă doresc să mergeți la serviciu și să luminați. Știți cât face lumina de la lună până la pământ? 2 secunde. Știți cât face lumina de la soare până la noi? 8 minute. Acum, e tragic să întâlnești pocăit care la serviciu cu alți colegi și știți cât a făcut lumina până la acela colegi? 6 luni. Am întâlnit caz. 6 luni nu știu că e pocăit. 6 luni n-ai știu că tu nu bei. Auzi, dar ce nu bei? Mă doare stomacul. Dar te-ar dura măcar. De ce nu fumezi? Am probleme cu plămânii. Dar el nu are probleme. El e rușine să zică că e pocăit. Dragii mei, dacă suntem conectați și dacă eu aș fi conectat, de exemplu, și aș primi curent direct de la mintia, de la centrală, nu m-ar fi rușine, m-aș lăuda peste tot. Uite, mă, am pile acolo și eu iau curentul. Nu, eu sunt conectat astăzi la cea mai mare sursă de lumină din cer. Nu mi-e rușine să spun asta. Și voi merge și voi lumina. Dar ascultați-mă, dacă nu ești conectat și ești ca un bec ars, înseamnă că e ceva problemă la instalație. Nu la sursă, sursa merge. Dar uite-te undeva pe cablu, uite-te undeva pe fir. Citeam în istorie despre armatele acestea care făceau cuceriri și în al doilea război mondial, de exemplu, vă dau un simplu exemplu. La Leningrad, 300.000 de ruși au fost înconjurați de nemți. Știți cum? Au luat 300.000 de ruși prizonieri printr-un simplu lucru. Știți cum au făcut?
Le-au tăiat resursele de hrană și de apă. Au zis să-i înconjurăm. Știi când diavolul te va birui pe tine și pe mine? Când îți taie resursele. Cuvântul și rugăciunea. Prezența la biserică și taie. Diavolul nu merge din prima la tine. Hai că trebuie să faci un păcat. Nu. Zice, mă, dar un pic mai puțină Biblie, un pic mai puțină cântare, lasă marța și joia, lasă la alții. Și oamenii aceștia, 300.000 de ruși, au trebuit să plece spre lagărele din Germania și puțin dintre ei s-au mai întors. Dragii mei, mă apropii de încheiere și vă doresc nu un Iisus în iesle, ci un Iisus viu. Mă gândesc la ceea ce citeam nu de mult despre o femeie, femeie plină de bani, femeie bogată din America, a ieșit dintr-un restaurant și avea ceva mărunțiș în buzunar, era un cerșetor pe marginea drumului, probabil că erau ceva sărbători, că atunci oamenii își deschid inima. Și a băgat mâna în buzunar și a zis, nu, uite și pentru el așa, nu s-a uitat ce a dat, câțiva mărunți acolo. Când a ajuns acasă, inelul cu diamant nu-l mai găsea niciunde. A băgat mâna în buzunar, a intrat în panică, inelul ei valora 50.000 de dolari. A intrat în panică, a luat primul taxi și repede a plecat la cercetorul acela. Când a ajuns în fața lui, a spus, știi că ți-a dat ceva mărunt? Și a spus, da. Nu cumva ai primit și un inel cu diamant? Și omul ăsta a zis, da. Și a zis, poți să mi-l dai înapoi? Omul ăsta a băgat mâna în buzunar și a zis, poftim inelul cu diamant. Și femeia asta a zis, de ce n-ai mers, că tu ai știut și ai văzut că ți-a dat un inel cu diamant, de ce n-ai mers să-l vinzi? Puteai să stai toată viața ta în belșug. Cu banii ăștia puteai trăi toată viața, băgai la bancă o parte și... Deci a zis omul ăsta, eu azi cerșetor, dar când eram copil mic am crescut într-o biserică. Când eram copil mic am crescut într-o casă de rugăciune, unde mi s-a spus să nu iau ce nu e al meu. Ce am vrut să vă spun cu asta, dragii mei? Diamantul acesta aș putea să-l consider ca și pe Iisus Hristos. Domnul Dumnezeu ne l-a trimis din cer, dar nu a zis, mă, scuzați-mă că vi l-am dat în greșeală, nu. O zis, vi-l dau și să vă bucurați de el. Dar să trăiți diferit după ce vă veți întâlni cu el. Nu mai stați pe marginea drumului cu diamantul în mână, nu. Dacă v-ați întâlni cu el, începeți și umblați în lumea aceasta trăind ca și oameni noi. Trăind și având un alt fel. Având un alt scop în viață. Mă gândeam la magi și la păstori. Magii când se întâlnesc cu Iisus merg pe un alt drum. Dacă în seara asta te întâlni cu Iisus, tu vei merge pe un alt drum. Păstorii când s-au întâlnit cu Iisus, dragii mei, din frică și teamă care aveau pe câmpie, au mers acasă lăudând și slăvind pe Dumnezeu cu bucurie. Vreau să închei cu o poezie. E poezia care azi dimineața s-a recitat aici și vreau să vă readuc din nou înainte și apoi să facem o rugăciune. Vreau să vedeți cumva viața lui Iisus în aceste contraste despre care v-am spus. Spune poezia în felul următor. Și a fost Iisus copil, fără leagăn, fără slavă, și în ființa lui firava au pătruns fior de cer. Și a fost Iisus copil ca să aibă toți copiii tată în cer. Și a fost Iisus sărac, se uitau cu milă bacii cum i-ardeau pe față macii, cel mai trist dintre copii. Și a fost Iisus sărac ca să aibă toți săracii bogății. Și a fost Iisus flămând și plângea din albul pânzii, cum plâng ei în zdor plăpânzii cu al lor ochi înrourați. Și a fost Iisus flămând ca să fie toți flămânzii săturați. Și a fost Iisus un miel ce îl pândeau pe afară lei, din culmile ei și în stiul arzător. Și a fost Iisus un miel ca să aibă în el toți miei un păstor. Și ultimul lucru, poate cel mai greu. Și a fost un rob Iisus. Sus, slujind împărăția jos, la Iosif și Maria. Aud copiii? Iisus a fost singurul copil care știa mai mult decât părinții lui. Și totuși a ascultat. Sus, slujind împărăția jos, la Iosif și Maria. Lumii întregi s-a dat drăpus, ca să avem și noi robia și înfierea lui Iisus. Mi-a plăcut ce spunea fratele Cristian Văduva. Că nu poți să avea sărbători fără pace. Nu poți. De aceea o să vă rog, și cred că sunt cazuri de astea. Dragii mei, dacă sunt între noi cazuri în care cineva nu își poate telefona unui altuia, sau cineva nu poate trimite un SMS, poate când ai trimis sărbători, l-ai ocolit, dar zic, mă, la asta nu-i trimit în listă, îi dau la altul.
dau la oameni mai amari, să mă dau bine pe lângă ei. Nu. Haideți, dacă până acum l-am primit cu săbii, haideți să facem pace în casele noastre, în familiile noastre. Haideți, dragii mei, dacă până acum a fost ușa închisă în casele noastre pentru rugăciune, poate a mirosit urât, haideți de astăzi să miroase frumos. Nu știu câte zile mai avem din an exact, dar vreau să vă spun că pentru cineva s-ar putea finalul să fie mai repede. Haideți, dragii mei, dacă până acum l-am primit cu întuneric, să spunem cum spunea la un moment dat, prin lumina ta vedem lumina. Și să fim niște lumini în Deva. Și oriunde vom merge la școală, vom merge la servici, să zică, mă, dar abia aștept să vină pocăitul din concediu. Că atunci când începe el să cânte, atunci când începe el să spună din Biblie, măi, rămâne numai lui numai lumină. În acest sens, vă rog să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm și Dumnezeu să ne asculte. Amin.